Astăzi, la Colegiul Național Decebal din Deva s-au desfășurat mai multe acțiuni pentru a marca Ziua Națională a Lecturii. Activitățile au fost specifice fiecarei categorii de vârstă. Structura educațională de la Decebal având preșcolari, elevi de clase primare și gimnaziale, precum și liceeni. Ziua Națională a Lecturii este marcată în unitatea noastră de învățământ printr-o serie de activități desfășurate la toate clasele, începând de la grădiniță, unde se citesc povești de către profesorii pentru învățământul preșcolar, la clasele primare, unde elevii, pe lângă lectura unor fragmente indicate de învățător, au realizat și expoziții de carte sau au interpretat roluri din anumite povești pe care ei le-au citit. Sigur, la gimnaziu și la liceu lucrurile sunt mai complexe. Elevii, după ce lecturează un fragment dintr-o carte, dintr-o operă literară, participă și la dezbateri. O importanță deosebită pentru această zi s-a dat la clasele primare, mai ales în cele cu predare bilingvă, română și germană. După părerea mea, această zi este foarte binevenită, deoarece este necesar ca acești copii, copii în general și nu numai, să citească mai mult și ceea ce le spun eu întotdeauna, la vârsta aceasta trebuie în primul rând să citească corect. Ca să citească corect, trebuie exercițiu mult. Ca să și înțeleagă, trebuie să citească un text de mai multe ori. Ei sunt clasa a patra, sunt texte destul de lungi, atât la limba română, cât și la limba germană, dar ca să citești conștient, și asta mi se pare mie foarte important, trebuie să citești cursiv, trebuie să exersezi foarte mult. Elevii din clasele mai mari, liceenii mai exact, au abordat firește în mod diferit acest eveniment, ei propunându-și ca temă de Ziua Națională a Lecturii opera poetului nepereche Mihai Eminescu. Piramidele vechite urcă în cer vârful lor mare, nu că ta îndepărtare, fericirea ta, iubite. Asta le se mititica, dulce netezindu-mi părul, i-a spus adevărul, eu am râs, n-am zis nimica. Eminescu este și pe placul liceenilor decebaliști, care astăzi au reușit să aprofundeze mai mult din opera marelui poet. În plus, pentru acești tineri, lectura reprezintă mai mult decât o simplă citire a unui text. Eu consider că, nu doar pentru mine, dar pentru noi toți, lectura este o hrană a sufletului, prin care putem să ne cunoaștem nu numai pe noi, dar și celelalte lumi care sunt sau nu contemporane cu noi. Și putem să ne cunoaștem colegii mai bine pe tot ce se întâmplă în jurul nostru. Chiar dacă astăzi celebrăm Ziua Națională a Lecturii, pentru noi este un act zilnic care ne ajută și să ne dezvoltăm și să privim altfel lumea. Momentan încă sunt în căutarea unui autor care să îmi arate, să-mi definească pentru mine viziunea lecturii, dar momentan este Eminescu, pentru că ne-am și oprit astăzi el și sunt foarte fericită că am reușit să îl aprofundăm mai mult anul acesta. Lectura printre decebaliști este un lucru obișnuit și nu se face doar în anumite zile, iar acest lucru duce la o cunoaștere mai profundă a multor laturi ale vieții și spre progres. Dovadă sunt și rezultatele obținute de acești elevi ai uneia dintre cele mai prestigioase unități de învățământ, nu doar din județul Hunedoara, ci din întreaga țară. Ne bucurăm să celebrăm lectura și la nivel național, cu o zi națională închinată ei, dar sigur că facem acest lucru în fiecare zi, la clasă, la limba și literatura română și până una alta, sigur că toți elevii au înțeles și prețuiesc lectura, cel puțin elevii noștri știu că prin lectură se apropie de universuri nebănuite. Dincolo de toate acele motivații frumoase pe care le găsim despre îmbogățirea vocabularului și stimularea creativității și a imaginației, până la urmă, prin lectură, omul tinde către infinit și poate să trăiască mai multe vieți în una singură, pentru că singura noastră viață este prea mică pentru a experimenta pe propria piele totul și atunci lectura ne deschide noi și noi și noi universuri și elevii au înțeles acest lucru.
La fel de interesant a fost marcată Ziua Națională a Lecturii și de elevii de gimnaziu de la Colegiul Național Decebal din Deva. Aceștia au fost oaspeți ai unor profesioniști în domeniul lecturii și aici îi amintim pe actorii Teatrului de Artă din Deva. Actorii de veni îi văd pe acești copii nu doar posibili artiști, ci viitorul României în toate domeniile și s-au declarat bucuroși că pot să-i învețe pe cei din generația actuală să vadă și dincolo de niște simple cuvinte. Îi văd ca viitorul României, în primul rând, pentru că cu cât sunt ei mai pregătiți, mai informați, mai deschiși la minte, cu atât viitorul nostru este mai asigurat. Ei vor fi generația de mâine și noi, prin teatru, prin ceea ce suntem noi, încercăm să ajutăm, să îndrumăm, să înțeleagă foarte mult cât de important este cititul și lectura, care să rămână între noi în ultimul timp a căzut pe planul 2-3, chiar. Copiii citesc din ce în ce mai puțin și inițiativa aceasta a liceului Decebal este minunată de a îndruma copiii, de a încuraja să citească. Iar noi, ca oameni de teatru, îi ajutăm să înțeleagă mai mult, să trecem dincolo de cuvinte, să înțeleagă ce este în spatele cuvintelor. Și ne bucură foarte mult treaba asta. În cadrul acțiunilor de la Decebal nu au fost citite și dezbătute doar opere literare, ci și texte științifice. Lecturarea acestora și discuțiile ulterioare fiind organizate sub supravegherea profesorilor de specialitate. De altfel, lectura la Decebal se face nu doar în clase, ci și în cadrul unui club de specialitate, iar dascălii de aici își doresc ca aceasta să continue și în familie. Ei sunt asistați de către profesorii de limba și literatura română, dar nu numai. În cadrul acestor activități se lecturează și text științific și profesorii urmăresc dacă elevii au înțeles și dau explicațiile necesare încât textul științific să fie bine perceput. Aceste activități continuă, nu se desfășoară doar astăzi. În cadrul clubului de lectură al Colegiului Național Decebal desfășurăm periodic aceste activități și dorim ca lectura să fie prezentă în școală, dar ea să și continue în familie. Ziua Națională a Lecturii a fost marcată în premieră astăzi, 15 februarie 2022, și urmează a fi sărbătorită anual de acum înainte.